De când a început epidemia în România, ne-am implicat încercând să sprijinim echipele medicale care sunt în prima linie în Constanța cu achiziționarea de echipamente de protecție, echipamente medicale și materiale sanitare. La Spitalul de Boli Infecțioase am dus chiar ieri 4 containere care să folosească ca izolatoare pentru pacienți și până când situația va deveni destul de grea încât nu vor mai avea loc pacienții în spital, ele să fie folosite de medici pentru că ei se pot odihni, pot dormi acolo. Noi am ajutat mai multe spitale, pe cel de boli infecțioase în mod special. Chiar făceam astăzi cu colegele mele o situație și am văzut că am depășit 100.000 de euro bani cu care am sponsorizat spitalele din Constanța, din Mangalia și urmează spitalul din Ploiești și alte spitale care ne-au cerut ajutorul și sperăm să le putem ajuta pe toate. Ne-au cerut ajutorul și serviciul de ambulanță și unitatea de primiri urgențe și poliția și jandarmeria, suntem foarte bucuroși și ne-ar bucura mult să putem să primim donații practic și să achiziționăm echipamente ca să le dăm tuturor. E un strigăt imens de ajutor. Da, mulți oameni ne-au întrebat de ce am ales să ne implicăm. Am ales să ne implicăm pentru că tot timpul am ales să sprijinim acolo unde este cea mai mare nevoie și în criza de acum chiar am simțit că este extraordinar de necesar să ne implicăm. Vă îndemn să dați un SMS la 8824 către Asociația Doriește Aripi. Mulțumim!